Cel mai mulți dâmbovițeni au primit subvenție la încălzirea cu lemne, cărbun, combustibil petrolier în jur de 36.000, timp ce numărul beneficiarilor la energie termică este de 1.200, iar la gaze naturale 12.500. Numărul total al celor care s-au încălzit cu ajutorul statului este în județul nostru de aproape 50.000. Față de sezonul anterior sunt mult mai puțin. Datorită noilor condiții impuse prin lege, a declarat pentru TTV conducerea Agenției Județene de Prestații Sociale Dâmbovița. La gaze am avut aproximativ 12.000 de beneficiari. Iar lucrurile vor continua să se schimbe. Aceasta ar putea fi prima iarnă în care statul să nu mai subvenționeze gigacaloria pentru familiile cu venituri mari. Pe de altă parte, numărul celor care primesc ajutor de căldură ar putea crește, potrivit ministrului Muncii, Sebastian Lăzăroiu. Acesta a explicat că statul îi va ajuta pe cei care vor fi considerați vulnerabili. Mulți dâmbovițeni nu și-au pus baza însă în aceste ajutoare de la stat. Nu au primit subvenții anii trecuți sau valoarea lor nu a fost mare. Vor primi sprijin și familiile cu venituri de până în 786 de lei, dar și persoanele singure care au câștiguri lunare de sub 1082 de lei. Păi eu cred că e mai bine. E mai bine să-și pună, că altfel e rău, scump. Ce cât plătiți pe timp de iarnă la căldură? Păi anul trecut, ce să vă zic, cam 3 milioane așa. Gazele ne costă mai mult. De subvenție ați beneficiat? Nu, noi nu. Beneficiat anul trecut de ajutor de încălzire? Foarte, foarte puțin. Foarte puțin, vag, așa. Suntem pensionari, oricum venituri mari nu avem, dar ne încadrăm foarte puțin, cred, dar nu cred, nu știu anul ăsta cum va fi. Nu se amorsează în cazul în care gazele se scumpesc în continuu. Mulți dâmbovițeni se încălzesc cu ajutorul unei centrale pe gaze, renunțând la încălzirea în comun. În acest mod, reglează temperatura din casă după bunul plac și după posibilitățile financiare. Cei care doresc să se debranșeze trebuie să știe că o pot face numai în momentul în care începe furnizarea agentului termic către populație. Pentru a monta un sistem individual de încălzire, este nevoie, printre altele, de acordul scris al asociației de proprietari și de avizul vecinilor de apartament. Trebuie să știți că o centrală vă costă cel puțin 1.800 de lei. De 1.500 de lei trebuie să scoateți din buzunar pentru a achiziționa o astfel de centrală. Potrivit specialiștilor, instalația de gaze vă costă cel puțin 1.500 de lei, iar montarea de calorifere noi 1.200 de lei.